Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a încheiat procesul unei rețele de angajări pe șpagă la serviciul de ambulanță Neamț. Fostul director al acestui serviciu, un domn pe nume Dan Morenciu, a primit 4 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii au documentat numai puțin de 22 de cazuri de luare de mită în cazul său. 10.000 de euro cu totul, bani în schimbul cărora a aranjat angajarea unor impostori totali, în funcții cruciale pentru salvarea oamenilor care aveau nevoie de intervenția serviciilor de urgență. De fapt, aici este și lipsa cutremurătoare de umanitate a celor implicați în acest caz scandalos, pentru că noi plătim taxe către sistemul public de sănătate și nu sunt taxe, mă rog, contribuții mici. Dăm o grămadă de bani la sănătate și sistemul de sănătate utilizează miliarde și miliarde de euro anual în România. Deci noi dăm banii ăștia pentru a primi în schimb asistența medicală de care avem nevoie atunci când ne îmbolnăvim. Nu toate bolile pot fi tratate, înțelegem asta. Nu toți cei care cer ajutor pot fi salvați, înțelegem și asta, dar avem pretenția ca aceia pe care îi plătim să facă tot ce omenește posibil ca să ne ajute. Și în orice caz, măcar să se priceapă la ceea ce trebuie să facă atunci când le cerem ajutorul. Nu toți sunt la fel de buni, dar există un barem minim, un standard minim în această meserie care trebuie îndeplinit. Adică asta este o condiție minimă, necesară, nu și suficientă, evident. Dar la Neamț, șeful acestui sistem la care apelăm când ne este viața pusă în pericol, s-a gândit să-și tragă niște șpăgi din băgarea în sistem, cum spuneam, unor impostori, oameni care habar n-aveau ce trebuiau să facă, de fapt, atunci când li se cerea ajutorul, care urmeau să se califice la locul de muncă, eventual, făcând practică pe oameni vii, pe cobai, oameni. Adică, exact așa cum a spus la un moment dat exasperată chiar și una dintre persoanele din rețea care trebuia să evalueze îngăduitor candidații în schimbul șpăgii, șpăgi de 1000 de euro, deci până și ea zice la un moment dat către acești candidați care sunt praf: știți medicină de urgență cât păr pe broască? I-am zis, cât păr pe broască. Dar asta, desigur, n-a împiedicat-o să ia mita și să-i treacă pe cei care știau medicină cât păr pe broască. De altfel, rețeaua respectivă pare să fi fost cuprinsă la un moment dat de o frenezie a șpăgilor, deci au simțit miros de șpagă în apă și ca rechinii se mușcau și unii pe ceilalți ca să facă un profit mai mare. Membrii ajunseseră să se păcălească între ei, păstrând din mită fiecare cât mai mult puteau, cerând mai mult șpăgarilor și spunând mai departe că primiseră mai puțin. Deci, cine împarte, parte își face. Aia care colectau șpaga cereau mai mult, adică, de pildă, citesc din rechizitoriu: independent de înțelegerea avută inițial cu inculpatul Dan Dorin Morenciu, ăsta este șeful de la ambulanță, da? Șeful rețelei. Inculpata Elena Preda, asistentă șefă, a pretins și primit de la 9 persoane suma de 6.000 de euro de persoană și nu 5.000 de euro, așa cum se stabilise inițial. Inflație. Ei au zis, și le cerem 5.000 de euro, bine, și ea s-a dus și a zis: domne, fără 6.000 nu ne descurcăm, înțelegi? E gala cu TVA-ul, a pus și TVA. În aceea zi, din diferența de bani rămasă, 14.000 de euro, inculpata i-a remis suma de 8.000 de euro lui Maria Luminița Rozoschi. Asta e doamna de la Comisia de Examinare, președinta Comisiei de Examinare, aia cu părul pe broască. Deci ea e indignată că ăștia sunt praf, nici cât păr pe broască nu știți, dar a luat 8.000 de euro. Suma de 6.000 de euro și-a însușit-o în totalitate, au precizat procurorii DNA. În rețea mai era implicat și liderul de sindicat de la ambulanța Neamț, Andronache Gladior, pentru că sindicatul trebuie să aibă grijă, nu? De angajați. Cum ai grijă de angajați? Organizezi o colectare de șpăgi ca să iei în sindicat pe unii care nu se pricep deloc, care oricum o să depindă de tine. Deci win-win. Ca să se asigure că nu vor fi niciun fel de probleme în timpul examenului, Andronache, liderul de sindicat, și Rozoschi, asistenta șefă și șefa comisiei de examinare, l-au dat câte 1500 de euro și membrilor comisiei de examinare. Mihaiela, așa scrie, Cojocariu, și Lucian Georgian Cojocariu. Ăștia erau împreună. Da. Așa deci, pare.
A fost o împărțeală acolo, de ce râzi, Luca? De Mihaiela, da, așa scrie. Așa scrie, Mihaiela. Mihaiela. Asta e, așa e, În total, acești păgări au încasat în numai două săptămâni, de la 22 de persoane, 125.000 de euro. Ca să aranjeze angajările. Potrivit DNA, Morenciu i-a amenințat pe cei care se gândeau să candideze pentru un post că nu vor promova concursul oricât de pregătiți ar fi fost. Adică el crea și cererea de pe piață. Da, da. Știi cum e? Ca să ai un business de succes, trebuie să identifici cerere, o cerere anume de pe piață care este nesatisfăcută și să te duci acolo să faci o ofertă. Asta este, așa funcționează piața normal. Când distorsionezi piața, creezi cererea, practic, prin amenințări. El amenința, i-a amenințat pe ea, dacă nu dai șpagă, nu te angajezi. Și cum fac să dau șpagă? Am eu o ofertă specială. Bun. Tariful stabilit de manager, 10.000 de euro pentru asistent medical, 5.000 de euro pentru șofer de ambulanță. Șofer de ambulanță, 5.000 de euro. Și te gândești, mă, bun, oamenii ăștia totuși, bun, hai că asistenții poate mai au șpagă, nu știu, se dă șpagă la ambulanțieri. Dar nu e vorba de șpagă. La ambulanțier nu prea se dă șpagă, dar de ce dai 10.000 de euro să te angajezi asistent medical pe ambulanță și nici nu știi nimic? Noi am mai avut discuția asta. Se vorba de asigură o pensie. Deci oamenii se gândesc la pensie. Odată ce ai intrat în sistemul de stat, nu mai ieși. Dar nu e mai dacă bine intri un contract de muncă. Dar nu e mai bine să-ți pui, să-ți plătești la o pensie privată? Care are oricum randament mai bun decât pensia de stat? E vorba că tu ai dat 5.000 de euro și pagă să devii șofer pe ambulanță, da. Tu altfel putând să fii șofer de ride-sharing, șofer de taxi, șofer de autobuz, fel de fel de șoferi. Dar șoferul de ambulanță este șofer de ambulanță până când se pensionează, dacă nu face vreo tragedie. Și atunci probabil că și asta ai liniște, pe când deci, dacă ești de ride-sharing, într-o zi merge mai bine, în alta mai prost, dacă ești la privat, te mai dă afară. Uite, niște oameni care sunt preocupați de pensie. Eu da, adică eu aș da o șpagă la... Eu cred că tu nu mai glumi cu chestia asta, că oamenii te ascultă și te cred. Sunt convins că nu ai da o șpagă. Nu mă crede nimeni. Adică dacă mă cred, înseamnă că ne ascultă de prea puțin timp. Bun, acum aș vrea să ne punem și în pielea celor care au dat șpagă, să se angajeze ca asistent medical, fără să știe vorba aia medicină, nici cât păr pe asta e tragic, adică... că șoferul conduce. Da. Fie luau... că, cum zice Luca, ori conduci un taxi, ori conduci o ambulanță, până la urmă, cam tot pe acolo. Da. Poate, cred, deși poate sunt și niște reguli. Și uite, când ai pacient în mașină, dacă asistent medical, deci eu nu mi-aș dori să fiu în ambulanță pacient în momentul ăla. Au luat nota 1 și 10, 1 și 20 la examenul respectiv. E din rechizitoriu. Bun, ești, te angajezi, ai dat șpaga. 10.000 de euro să te angajezi. Ești asistent medical, ești în ambulanță. Sună unul, disperat, face tata infarct, face ceva, te duci acolo, bă, moare omul ăla. Trebuie să știi ce să faci, trebuie să știi, nu știu, să-i faci o procedură de resuscitare, să faci ceva pe loc. Ăsta nu știa nimic. El ce face? El practic stă în mașină și transportă un muribund, pentru că el nu știe nimic că s-a angajat pe șpagă. Înțelegeți cât de inuman este ce se întâmplă aici? Deci el e angajat pe un post în care se presupune că pe baza cunoștințelor lui trebuie să încerce măcar să salveze un om când acela are nevoie de el. Și el este angajat, știe că nu știe nimic și își vede de impostura asta în continuare și mor oamenii pe mâna lui pentru că el nu știe să facă treaba asta. Ați fost vreodată pacienți într-o ambulanță? Nu. Eu am fost, din nefericire. N-aveam nimic super, mega, ultra complicat. Dar crede-mă că în momentele alea te gândești, mă uitam la copiii aia, care au niște copii, zi, mă, ori știi ceva? Da. Adică au cum să mă ajute? O știu, paramedicii sunt... Am avut noroc. În afară de situații de genul ăsta, paramedicii sunt sunt dumnezei, adică ajung acolo... Dar n-ai cum să nu te gândești când îi vești, doar că ei au acționat, au și vorbit cu mine foarte mult și a fost tot ok. Dar dacă dai de unul de ăsta... Potrivit DNA, în cele din urmă, 22 de candidați au dat banii și au fost declarați și câștigători la examenele la care nu știau mai nimic și au fost angajați pe bani publici, după care se presupune că urmau să fie trimiși în ajutorul oamenilor disperați care sunau la 112. 13 inculpați au recunoscut faptele, au încheiat acorduri de vinovăție, drept pentru care au primit pedepse cu suspendare. Acum, eu îmi imaginez că aceștia nu mai lucrează la ambulanță. Nu? Sau... Doamne ferește! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.